Golgheterul campionatului național universitar al României la fotbal a fost Patrick Niță cu 4 goluri. El a evoluat ca mijlocaș dreapta pentru Universitatea de Vest Timișoara, echipa care a câștigat turneul găzduit de Timișoara și a transformat și una dintre loviturile de departajare ale finalei. Niță are 22 de ani, s-a născut la Jimbolia și a jucat la Politehnica și Farul Constanța, iar acum este legitimat chiar la CSU Universitatea de Vest în campionatul județean. Suntem foarte fericiți că am câștigat, ne-am dorit foarte mult și ne-am pregătit foarte bine pentru acest turneu. Asta că am ieșit golgheterul turneului este datorită și colegilor care m-au ajutat foarte mult. Le mulțumesc și important că am reușit să câștigăm să mergem la Madrid, ceea ce ne-am propus. Campionatul național universitar desfășurat anual este organizat de Universitatea Politehnică Timișoara, Federația Sportului Școlar și Universitar din România, Ministerul Educației Naționale și Federația Română de Fotbal.